salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. Astăzi vă prezint pe domnul Lasăr de la Bosch, gama albastră, profesional, GCL 215, care vine în cutiuță cu husă. Foarte bună. Merge pe curea. Acum fiecare cât are încredere în domnul Arici. Da, nu e foarte greu laserul. Și mai avem câteva accesorii în cutie. Unul care pe mine nu prea mă interesează, unii îl folosesc. Și suportul ăsta, care este și magnetic. Suportul se găsește și separat. Îl căutați Bosch Profesional RM1. Dar trebuie să fiți atenți dacă se potrivește laserul pe care l-aveți, dacă vreți să-l luați separat. E foarte bun pentru măsurat nivelul jos, la podele, la ce aveți nevoie jos. Este și magnetic, care are 4 magneți cu neodimium. Sincer, o să încerc, nu l-am pus pe un profil ceva, un CD-ul, ca să-l testez. Și are și găurică pentru șurub. Bagi un șurub undeva în lemn și la găți acolo. Așa. Cam asta ar fi cutiuța cu accesorii. Avem și suportul, trepiedul, pe care l-ați văzut, este în filmulețul anterior. Care nu l-a văzut, o să pun un link în descriere. Eu pe ăla-l folosesc. Avem husa lui. Haideți să vedem ce știe să facă nenea laserul și de ce l-am ales pe ăsta. A avut mai multe variante. Deci, hai să vedem dacă avem buton de on aici. Laserul, pendula nu funcționează. Ia să vă dau camera mai sus. Deci pendula nu funcționează pe prima poziție. Este blocată. Se și vede aici că avem un lăcățel. După care, pe următoarea poziție, pendula este lăsată liberă, că de fapt asta e nivela, e un laser care stă pe o pendulă. Da? Și putem să măsurăm orizontal, putem să scoatem orizontal și vertical, putem să scoatem verticalul și orizontalul în funcție de ce avem nevoie. Dacă avem și vertical și orizontal le folosim, dacă nu, ca să salvăm viața bateriei. Butonul ăsta de aici, dacă observați, și asta este și motivul pentru care l-am ales, domnul Lasăr, sper că se vede pe mânuța, domnul Lasăr are și fir cu plumb. Deci ce se vede pe mâna mea, se copiază pe podea exact. Sper că îl vedeți acolo. Ăla e firul cu plumb. Ia uitați-l. Lucru care e foarte folositor. Și da, firul cu plumb se poate opri ca să nu consumăm bateria dacă nu avem nevoie de firul cu plumb în momentul ăla. Ce am uitat să vă arăt la suportul ăsta este că are și gaură pentru firul cu plumb. Deci chiar dacă îl punem undeva, firul cu plumb va funcționa, va trece prin el. Că nu e laser de la din start, trebuie să taie să-și facă loc singură. Foarte mulțumit de el. Preț mai mic, cel puțin în momentul de față, Horbach.
Au chiar raft dedicat lui Bosch. Da, fiecare caută zgârmă pe net. Nu mai vă zic prețurile, că după aia zic ăștia că fac reclamă. Chiar dacă eu trebuie să recunosc, iubesc magazinul Horbach. Pentru că sunt oameni cu salarii mărișoare acolo și care să pricep dacă ai nevoie să povestește cum se face o casă de sus până jos. Spre deosebire de alte magazine de bricolaj care au o problemă cu personalul, care este necalificat. Sunt oameni care lucrează de 10 ani pe un raion și nu știu cum arată un disjunctor de 6 amperi, da, în fine. Deci la Horba găsiți specialiști, să zic așa. Sunt cam aceiași oameni de la deschidere. Și care știu meseria. Bun, ăsta a fost laserul de la Bosch. GCL215. Comentarii, informații suplimentare, dacă aveți nevoie, fără nicio problemă, jos la comentarii. Doriți mai multe filmulețe, dați un subscribe, un like sau un dislike și înjurături cât cuprinde. Mulțumim de view-uri, ne vedem la filmulețul următor.